cât din ce ți-ai propus ai bifat până acum, de când ești la Ministerul Educației? E greu de făcut o astfel de autoevaluare. Pot să spun, leg de o a doua întrebare, ca să se vadă mai clar sensul interogației mele. Când ai putea spune că proiectul tău s-a terminat sau e aproape de final în materie de educație? Nu proiect politic, ci proiect de management, știți să spunem. Știți cum e? Răspunsul la întrebarea asta este un răspuns circular. Un proiect, dacă este de calitate, nu se termină niciodată. Doar proiectele de proastă calitate se termină repede. Un proiect de bună calitate întotdeauna are ramificații și reverberații care trebuie întotdeauna ameliorate. Dar pentru a răspunde concret, dacă mă raportez la ceea ce am promis că voi face, nu cred că sunt multe lucruri pe care le-am promis și pe care nu le-am pus în practică. Am promis corectitudine și seriozitate. Am avut corectitudine și seriozitate. Am promis, mă refer aici la examene și la proces, am promis depolitizare. Am promis depolitizare și nu am auzit nicio acuzație credibilă cum că aș fi lăsat ingerințe politice în sistem. Am promis rigoare în sistemul universitar. Am promis o reformă din temelia sistemului universitar. Multe lucruri s-au întâmplat deja, dar și mai multe se vor întâmpla după ce va fi făcută, după ce partenerii noștri străini, cei care fac evaluarea universităților, îmi vor da rezultatele clasificării universităților. Am promis, evident, o nouă lege a educației și am reușit să trecem la nouă lege a educației fără compromisuri. În cercetare am promis alocarea banilor pe resurse de calitate și în curând vom finaliza prima competiție de proiecte de cercetare evaluată de străini, în care cu metriile locale nu se mai întâmplă. N-aș vrea aici să par că bifez și facem aici așa o raportare comunistă a lucrurilor bune. Cred că activitatea unui ministru al educației poate cel mai bine să fie judecată cam la 4-5 ani după ce ai luat o măsură. Deci după ce iau o măsură, e un sistem cu reactivitate destul de lentă. Trebuie să vezi efectele care sunt în timp create. Dar, sigur, întotdeauna e loc de mai bine. Nu pot să spun că sunt nemulțumit de ceea ce s-a întâmplat.